Salutare toată lumea, numele meu este Magda și în acest clip o să vă arăt rutina mea de a mă demachia în momentul în care, nu știu, nu am timp să-mi curăț fața, că de obicei seara, înainte să mă culc, îmi curăț fața. Să-mi lăsați acum în descriere dacă vreți să vă fac rutina mea de seară și rutina mea de dimineață. Și în funcție de răspunsul vostru o să fac sau nu clipurile. În primul rând îmi prim părul pentru că în momentul în care mă dau cu fond de ten, mă dau și pe gât și pe aici. Fiecare dată când îmi prim părul realizez ce cap mare am. Acum o să iau două dischete de machiante. Am din astea foarte mari. Astea sunt dischetele pe care le folosesc de la un tip. Maxi 2 de la Carrefour le-am luat, au fost 3-4 lei. Și demachiantul bifazic de la Lancôme, care trebuie să-l agitați ca lumea. Și apoi să turnați pe... cred că am pus cam mult, dar... demachiantul l-am găsit în Kendra și în Deva Kendra se află în complexul de magazine de la Auchan. Cum încep să-mi frec fruntea și obrajii? Nu știu, o să văd pentru prima oară cât îmi ia să mă demachez. Acum luam o dischetă de machiantă. Am scos două, dar doar una avem nevoie. Asta este o apă micelară pe care am luat-o tot din Kendra. A costat 19 lei și scrie pe ea că are 220 de utilizări, dar la cum torn eu, cred că are 100. Și pentru că demachiantul de la Lancôme este pe bază de ulei, mă șterg cu apă micelară ca să nu-mi rămână tenul încărcat. Nu știu dacă trebuie să fac asta, dar îmi place să fac asta. Simt că apa micelară ia exact fiecare rezid care mai rămâne aici. Cu o dischetă uscată îmi șterg fața bine de tot, în sfârșit curat. Și aici îmi place foarte tare din cauza faptului că am impresia că se irită de la cum trec foarte tare fața. De la Bioderma am o sticlă cu apă termală care zice că revigorează fața, care mă dau pe toată fața și pe gât. Apă în cantități industriale și apoi o las să se usuce. Și cam așa mă demachez eu. Durează foarte puțin să intre în piele. Și acum sunt gata să îmi continui ziua fără să am tenul încărcat. Eu am fost Magda, acesta a fost clipul pentru astăzi. Vă rog să nu uitați să vă demachiați și să beți multă apă ca să aveți tenul frumos. Ne vedem mâine!